Cu ocazia săptămânii prevenirii criminalității, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a deschis astăzi larg porțile pentru zeci de copii interesați să vadă cum arată un laborator criminalistic, cum este anunțat un furt sau o altă faptă prin Serviciul Unic de Urgență 112, cum arată o mașină de poliție în interior și cum se prinde un infractor. Cetățenii să nu lasă în această perioadă bunurile la vedere, indiferent cine intră în casă, că consideră prieteni, rude apropiate. Mulți dintre copii au venit special să vadă cum arată o armă de polițist. Ți-ar plăcea să fii polițist? Da. De ce? Pentru că îmi plac armele. Doar atât? Îmi plac și câinii. Îmi plac și armele și câinii. Și mașinile de poliție ți-au plăcut? Da. Ai te uitat bine? Da. Ți-ar plăcea să fii polițist? Da. Ai intrat în ea într-o mașină de poliție? Nu. Ți-ar plăcea să fii polițist? Da. Ce-ți place cel mai mult la polițist? Armele și câinii. Pe tot parcursul acestei săptămâni, polițiștii gorjeni vor desfășura o serie de manifestări care au drept scop prevenirea criminalității.